Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat noile prețuri plafon la benzină și motorină pentru astăzi, 9 noiembrie. Astfel, conducătorii auto vor plăti cu 22 de bani mai mult pentru un litru de benzină. Aceasta va costa 26,49 de lei și cu 2 bani mai mult pentru un litru de motorină, șoferii fiind nevoiți să scoată din buzunare 27,72 de lei. Cel mai mare preț la carburanți a fost înregistrat în Republica Moldova pe data de 10 iunie, când am avut un preț record. Atunci benzina a ajuns să coste peste 33 de lei, iar motorina peste 30 de lei.